Bătrânețea este foarte grea și, din nefericire, vine la pachet cu boli, dar și cu singurătate. De fapt, nimic nu doare mai tare ca singurătatea. În București, lângă Biserica Sfântul Silvestru, 27 de bătrâni s-au vindecat de cea mai mare suferință a lor, singurătatea. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfântul Silvestru le-a oferit cazare, masă, dar mai presus de orice, le-a oferit un sprijin sufletesc. Ce să facem, doamna? A trecut anii. Tinerețea și frumusețea am dat-o la copii. Așa e și normal. Așa. Dacă e nu, bine? Dacă nu bătrânim, dacă nu trecem așa, prin anumite suferințe, nu știm cam trăi cu lume. Ce să facem? Am intrat în camera celor două Marii. Sunt cele mai bune prietene, chiar dacă se cunosc de doar un an. Am întâlnit-o aici pe doamna Maria, care este o femeie deosebită. Mă ajută, e, ce să spun, mai mult decât o soră. Și dumneavoastră ei este mai în vârstă un pic decât mine. Și mereu mă ia cam așa, că tinerica noastră. Doamna Maria Ungureanu are 82 de ani și are mari probleme cu picioarele. Merge foarte greu și nu se poate descurca singură. După ce a fost internată în spital, l-a rugat pe fiul ei să o ducă într-un centru, pentru că acasă nu se mai putea întoarce. I-am spus fiului meu, zic, să știi că nu mai merg acasă de aici. Dar unde mergi, mamă? Caut undeva să mă duc, că nu mai pot. Toată ziua plângeam. N-avea cine să-mi gălească mâncare, n-avea cine să-mi facă nimic. Și fiul meu zice, te-ai gândit bine, mamă, să m-am gândit bine. Pot să vin la tine? Nu. Și așa, ei pleacă la 9 și vin seara la 9. Cu ce mă puteau ajuta? Cu nimic. Și atunci a dat el sfoară în țară, s-a interesat. E aproape aici, vine la mine aproape fiecare zi. M-am bucurat foarte mult că mă duc într-un cămin, un patronat de un preot. Și n-am greșit. Aici condițiile sunt bune, de cazare vedeți, curățenie avem, mâncare avem, nu avem grijă să facem, nici să punem. A fost învățătoare timp de 43 de ani și și-a iubit meseria mai mult decât orice. Mi-au plăcut copiii foarte mult. Ca dovadă, și acum înainte de a veni dumneavoastră, m-a sunat o mămică care de mult a terminat fiul ei, are trei copii. Doamna Ungureanu, m-am căutat acasă, m-am căutat așa. Acum își umple timpul cu rugăciune și cu prietena ei cea mai bună, Maria, în vârstă de 87 de ani. Și dânsa e în vârstă și eu la fel, nu avem probleme. Eu sunt mai bogată, 4 copii. Copiii sunt ocupați, sunt la servici și n-a vrut să mă lasă singură de acasă. Să vrem să fim asigurați că mănânci la timp, ai un camera ta. Sunt mulțumită. Când am ajuns noi la centru, bătrânii de aici au avut parte de o surpriză. Angajații biroului de asistență socială al protopopiatului 2 Capitală și voluntari de la parohia Sfântul Antonie Colentina au venit cu daruri. Urări de sănătate, salutul Hristos a înviat și un mic dar. Un mic cadou din partea părintelui patriarh Daniel. Adesea considerăm că pentru bătrâni, mai ales pentru cei singuri, dacă le oferim casă, masă și tot ceea ce este necesar pe plan biologic, le-am oferit totul. Nu. Ei au nevoie de tandrețe, au nevoie de îmbrățișare, au nevoie de oameni care să le fie alături. Acest lucru am încercat să facem astăzi aici. Și cu ce ați venit? Am venit cu pretexte, pentru că ceea ce am adus
niște pachetele, produse de igienă și alte produse pentru îngrijirea acestui așezământ rezidențial, sunt niște pretexte ca să putem să venim să îi bucurăm cu prezența noastră. De la bătrâni am învățat totul și noi, cei tineri, trebuie să dăm celor mai tineri decât noi pildă cum trebuie să ne comportăm în viață față de acești oameni care, într-adevăr, au nevoie de dragostea și de sprijinul nostru al tuturor. Ne-am gândit când ne-am văzut pe acești bătrâni și la părinții noștri care nu mai sunt și la bunicii noștri și chiar și la noi, când vom fi în vârstă și cu toate că ne așteaptă, Dumnezeu știe, zilele fiecăruia. Dar când vom fi și noi bătrâni, să nu fim povară la copii, poate o să ajungem și noi în asemenea centre. E ceva care nu poate fi descris în cuvinte. Acești oameni chiar sunt singuri și singurătatea cred că este lucrul cel mai greu de pe pământul ăsta. De asemenea, un cor din cadrul protopopiatului a interpretat cântări pascale aducând alinare persoanelor în vârstă. Astfel de acțiuni îi fac să nu se mai simtă singuri. Doamna Elisabeta, ce faceți? Ați avut musafiri astăzi? Ha? Ați văzut ce mulți au venit astăzi? Da. Au venit de la parohia Sfântul Antonie, au spus să vadă și ei cum e la o altă parohie care are centru. Așa. Că ei n-au nimic acolo la parohie la ei și au zis să vadă cum e aici un centru și cam cum se descurc persoanele mai în vârstă, cum se descurcă. Păi cum ajută lui Dumnezeu? Păi dumneavoastră sunteți aici printre cei mai vechi rezidenți. Păi nu. Vă amintiți când ați venit? Da. În? Păi cum ce? În ianuarie 2015. Da. Deci aveți 2 ani și 3 luni și 4 luni. Da. Aproape. Da. Să fiți sănătoasă. Mulțumim pentru tot ce faceți pentru noi. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice are o capacitate de 48 de locuri, având camere de 2 persoane sau single cu baie proprie. Am început timid cu o asistentă, cu o infirmieră, cu o bucătăreasă și cu 2 medici voluntari. Astăzi avem 23 de angajați și încă vreo 5 voluntari, din care 3 medici. Pare o responsabilitate așa foarte mare să aveți grijă de bătrâni. Este într-adevăr, nici eu nu mi-am dat seama la început cât de dificil va fi. La început mă luptam cu toate deficiențele clădirii, cu lucrările neterminate și mi se părea că asta e cel mai greu lucru, dar în momentul în care a început să funcționeze au început alte lucruri să devină mai dificile decât întreținerea clădirii. Unul dintre cele mai dificile este să pot să îi aranjez pe beneficiari, pe rezidenți în așa fel încât să se poată împăca unul cu celălalt. E destul de dificil când vii aici să împarți o cameră cu altcineva, să stai la masă într-o sală cu alte 10 persoane și ne străduim aici medici și asistentele să găsim așa pe simpatii, pe înclinații, îi testăm noi un pic la început, dar vă dați seama, nici noi nu știm prea bine. Dar până acum ne-am descurcat. Câte camere sunt la parter? La fiecare etaj avem câte 8 camere. Vă spuneam și în momentul în care am inaugurat centru că am făcut așa o repartiție, am zis pe o aripă să stea doamnele și pe cealaltă aripă, pentru că este în formă de L cumva construcția, să stea domnii. Deci 8 camere cu câte 2 locuri. La fiecare etaj din cele 3 există câte o sufragerie pentru servirea meselor, cabinet medical și sală de activități recreative. Bucătăria este la demisol. Hrana se pregătește aici, în bucătăria noastră. Avem 2 bucătărese care lucrează în schimburi. Hrana gătită, tot ce este hrană, vine cu liftul, cu moșarjul.
pe parter, la etajul 1, și în acel mic oficiu este pusă pe farfurii, pregătită și adusă și servită la mese. Ajungem și în capela Sfântului Ierarh Nicolae. Și anul ăsta, ca și în anii trecuți, în capelă am pus câteva scaune și geamurile dau chiar către piațeta bisericii. Și au putut cei care se pot deplasa, pentru că nu e chiar atât de simplu pentru toți, mai sunt câteva trepte aici până la coborârea în capelă, și care au putut să rezista și nu au adormit până la ora aceea, au văzut cel puțin o parte din slujba învierii din capelă. Cei care se pot deplasa vin la biserică, cei care doresc să vină sunt ajutați să ajungă în biserică la slujbe. Aici mai facem câte o mormântare, aici mai facem, mai vin cei care vor să facă o rugăciune singuri, așa, în timpul săptămânii, când e mai greu de ajuns în biserică, că e ploaie, că e frig. Deci cam pentru asta. E deschisă tot timpul aici. Au fost bătrâni care au trecut la cele veșnice? Au fost în cei 2 ani și jumătate. Au fost. Pentru un om care a avut o viață creștină, autentică, nu mai este trist. Asta este mersul vieții. Moartea este un lucru firesc. Se pregătește și știe că ne rugăm la oricare slujbă sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, în pace. Și atunci dacă durerile nu sunt foarte mari, și dacă atunci el se stinge așa precum se stinge o lumânare, este împăcat că ăsta este mersul vieții și așteaptă cu nădejde viața de veci. Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice Sfântul Silvestru se află pe strada Părintele Galeriu numărul 1B din București.